Ce trebuie să se întâmple ceva. Deci dacă ara... Salut, mă, sacalilor, ce face? Dragii mei, voi începe cu o scurtă întrebare. Voi aveți încredere în fete sau nu aveți? Ei bine, eu nu am și o să vă demonstrez de ce. Dar înainte să vă demonstrez asta, trebuie să vă spun și de canalul meu de gaming, frate, pe care mulți dintre voi îl știți, are 140.000 de abonați. O să-l aveți în descriere, bă, că postez Minecraft de două ori pe săptămână acolo, bă, o să vă placă. Eu zic să începem episodul 1, de ce să nu avem încredere în fete? Fără niciun fel de misoginism, așa, ne uităm. Așa, l-avem pe băiatul ăsta cu mustăcioară aici. Normal, ce... Ok, și acum... Sper că nu vă place de că e băiat, adică, uite o leacă, bă, aveam mustață, bă, bă, mustață, bă, și avea sprâncea, avea monosprânceană, bă, bă, monosprânceană, bă, o vezi pe asta pe stradă, mă, întorci capul după ea și dacă vrei să o chemi în oraș, zice, da, bă, ce? N-am până la mine, frate. Bine, dacă ne uităm în zona mai jos, e un piept așa, mai de bărbat, dar la față, vere, s-a terminat. Dacă o prins toamna pe stradă și are o gecuță de aia mai pufoasă, da, s-a terminat, nici nu știu, mergi cu Andreea, te întâlnești cu Andrei. Al doilea, o avem pe fata asta care are, sper că-i fată. Ok. Ok, tușește. Vere, voi vede, bă, Vere nici n-are sprâncene, nu vreau să jude, poate, na, așa, dar... Mâncați ce unghiuți are să moară Tatiana. Ia uite-l acum. Hop! Am înțeles. Am înțeles. Yes. Da, machiajul poate. Dacă vă întrebați, da. Poate să te ajute machiajul. Ce? Ce mai, Mihăiță, crezi că dacă nu spui un pic de fond de ten la ochi, nu o să te... Ba da, o să te ajute, o să te placă fetele. Dar tu, Tudorel, ce crezi? Dacă desenezi mustața, o să se vadă? Nu, desenează-ți mustața. Pe bune, că și eu îmi desenez barba. Hai, că am barbă, dacă ia uite aici barbă. Nu, nu, am rămas fără marcare pentru barbă, că nu mai am. Mă las mai pe spate, o fată cu acnee, cu ochelari. Ok, sunt curios. Ce... Deci dacă... Deci dacă și asta e... Ba! Veri, Angelina Jolie, să mor! Bă! Bă, ești prost! Mamă, să moară Tatiana! Bă, încă o dată, pentru... Așa, pentru sufletul meu. Bă, băieți, puneți pauză aici să moară Tatiana, Veri, uite cine a venit! Zeița, Zelda, Odiseea, toate alea cu Isis, cu numai alea. Ai grijă, Mihăiță, să ai grijă, Tudorel. Băieții mei, Bogdan ăștia, că poate îți place așa de-a, vă înțelegeți bine, am mai povestit eu de-asta, vă înțelegeți bine. Mergeți la un suc, după care mergeți acasă, Vere, și totul super, bă. Bă, dar dimineață, bă, dimineață, dacă tu te trezești la 6, să faci pipi, bă, că ai băut multă limonadă ieri cu ea în oraș. Vere, și din greșeală te trezești dinainte, e numai să faci un pișulică, Vere, și ce se întoarce la pe partea alta cu pătura și vezi, vezi pe Bogdanelus acolo, bă. Aoleo, Vere, păi da, cum să nu-i bă pe Odiseea așa să mor? Bă, n-are nicio treabă, bă, deci stai că mai dau play o dată, deci să mor. Cum arăta aici, așa, o mică diferență, țineți minte. Și acum, înainte. Mamă, să... Aoleo, zici că e Bogdanica din clasa a treia, Vere, care venea cu mai multe stilouri și dădea și ține la școală când n-aveai să mor. Zici că e fata aia, bă, deci zici, arată și mie un pic la test, Vere, și nu-ți arată nimic. Zici că aia e fata și după... Să mor eu, zeița Egiptului. Bă, nici în maică ta, bă, să n-ai încredere dacă o vezi machiată mereu și de pe bune. Adică trebuie să știi, bă, că ești cu altcineva, bă. Toate clipurile de pe TikTok, în caz că nu v-ați prins. Și aici e Fabiola. Fabiola care e nume de fată urâtă. Adică nu că te-ar chem, dacă te cheamă Fabiola, nu ești fată urâtă. Dar la ea numele Fabiola, adică, uite-te la că vere, are... Pe bune, am sprâncele mult mai frumoase, pe bune. Am și o mustață un pic mai mică, știi, am și urechile mai micuțe, așa, nu așa clăpăuge, știi, ca la romani, ca la ăștia. Eu sunt mai ok, năsucul mai frumos, ochii nu așa de... Adică eu sunt mai frumos. Îi dau click pe Fabiola aici să văd, ia uite, hai, fă, să mă zici că e Lilia, s-a terminat. Și acum, și acum. Deci, acum. Hai, mă. Eu sunt curios ce apare. Bă, sunt curios ce apare, bă. Mă sperie, bă. Machiază-te o dată. Hai, bă. Hai, bă, odată, bă! Îți curioși ce poate să iasă din fata asta, bă. Ok, gât oricum nu mai are, dar... Hai, mă, Vere, odată! Hai, bă, cum arată, bă, sunt atât de curios, bă, mă ții... Oh! Aaaa! Kylie Jenner, tu ești! Nu mai are nimic, bă, din fata aia, bă, deci am reușit să opresc acum, bă, dar cred că pun eu un screenshot, ia, via de ia, uite-le, bă, asta-i aia și asta-i cealaltă, adică cred că o chema pe altcineva, că Fabiola nu mai e, să mor eu, cred că e Zelda acum, dar Fabiola nu mai e. Băi, băiatule, bă, dar buzele erau astea, bă, nu erau alte, uite ce, bă, eu făcut altfel, bă, să mori, dacă mai dau o dată click, ce apare acum, să mori, apare... Apare. Leo, țineți-mă, leo, leo, m-am dus,
m-am dus, mă duc la culcare, salut băieți. Ok, o fată complet galbenă, nu vreau să judec așa, dar fața e foarte albă și corpul e foarte galben. Poate a făcut o baie cu, nu știu, cu portocale. Bă, dă-te, bă. Ai, bă, n-ai cum veriși, bă. Are și alți dinți, bă! Bă, nu-i posibil, bă. Bă, nu-i posibil. Uaa. Ferească crucea sfântă, bă, dacă, bă, Dumnezeu, bă, cu Sfântul Petru acolo stau toți așa, bă, și zic, bă, bă, da, eu când am lăsat-o pe Gesten Gemini pe pământ, am lăsat-o pe Gesten Gemini, nu pe zeița Odiseea. Bă, deci, bă, de-aia suntem 7 miliarde, bă, de oameni pe pământ, că noi eram 4, frate, dacă se machează fete, fac 7, bă, că-s două persoane, bă. O persoană, ok, zic, da, sigur trebuie să iasă. Mamă, verișorule, zici că e gena pistol, s-a terminat, să mor eu dacă nu. Așa, o femeie pe la vreo 57 de ani. Hai, 65, cam așa. Transformare, mă, un tinerit, 35 de ani, ești prost? Bă, ești prost. Mamă, bă, zic că bă, 5 cafele și are 7 copii, bă, și acum, fii atent, și acum, să mor eu. Direct 18 ani în club, hop, în stage, în Bacău, ia uite-o, vai, dă capul ăsta, terminat, ești prost. Avem aici pe doamna Ozana Barabancea, cam așa arată. Mamă, resta, aoleo. Bă, nu știu, nu-i pe, dar, bă, ce diferență, bă, dă om brânza, măsii, bă. Bă, sunt alte persoane, bă, s-a terminat, bă. Hai, sfântă cruce pe care ne ducem singuri ani de zile. Doamne, bă, ce face, bă, un tryliner de la, bă, un nose guiner de la, bă. Până la urmă, bă, exemplu cel mai și cel mai adevărat pe care vi-l dau chiar eu din viața mea. Păi cum arătam, bă, eu ca fată când am făcut clipul ăla cu Omegle, bă? Bă, acum poate-i fi mai așa, mai, dar nu, arătam și eu frumos, aveam jawline aici frumos, eram, aveam păr, mi-l dădeam așa, acum sunt eu. Luci, muci, papă, buci, asta e, asta e, indianul tal pe luci, cum te prindeți de mucii, ăsta sunt eu. Și pun pariu, bă, că dacă mă vedeați așa pe stradă, întorceați capul după mine, bă, ziceam, hei, fată, erați așa, îmi rup, hei, fată, știi, hai, nu vrei să ieși cu noi, că tocmai mergeam așa, știi? Mă întorceam și așa și făceam, stai numai să-mi dau... cu joc, cu joc, știi? Și îmi dădeam așa cu joc, cu joc și am... Unde vrei să ieși în vere? Nu vezi că mă duc până la sală să pompez niște biceps? Și voi erați, aaa, nu, te rog, nu mai veni, lasă că mergem noi! În vere, cum să mergeți voi vere? Dar vreau și eu să bag un pic de biceps, ce ai? Așa, alt. Oh, oare ce se poate întâmpla? Oare ce se poate întâmpla? Man, dar nu e aceeași persoană, man! Efectiv, nu-i aceeași persoană! Dumnezeule, crucea, aoleo! Ești prost la bă, imposibil, bă! Bă, gândește că te vezi cu tipa asta, da? Deci uitați-vă aici, o pun pe tipa asta, da? Cu asta o vezi, mamă, zi, mama, asta e din orașul meu, e cea mai tare tipă, vere! Și ești cu asta! Și după, deodată, frate, deodată, în timp ce ești cu asta... Imediat când apare asta, frate, bă, ce se întâmplă, bă, cine e asta, bă, cine e asta? Cine e femeia asta? Cine ești, te cunosc? A, dar am ieșit aseară, cine ești? Pleacă, te rog, din casa mea. Ia și gunoiul cu tine când pleci, o chestie de aia, nu cunoști. Era să-mi cap, pare ochelari. Ce se poate întâmpla? Last famous words, știi? Cum ar veni? Ce se poate întâmpla din chestia asta? Man? Pardon, asta e aia? Poftim? Bă, ce? E... Dar nu, adică, nu! Stai că îmi dă creierul brain de me... papaya, bă, băieți? Nu fi jegoși, bă, știu că s-a pus topul ăsta pe față, bă, dar la față trebuie să vă uitați, bă, că la față e machiajul. Dar de ce vă uitați acolo? Că văd și unde vă uitați, de ce sunteți nesimțiți, bă? Dacă era tipa dinainte chiar în cap cu hanora cu verde, vă mai uitați? Nu vă mai uitați, vedeți, bă, mojicilor, vedeți? Încă unul random. Bă, e musteață reală, mă. Bă, e barbă... Bă, e barbă reală, mă! Bă, asta e barbă reală, bă, e mai... Bă, bă, e mai mare decât a mea. Uite că stau și eu așa. Vere, nici mustața nu am așa neagră, bă, ferească sfântul, bă. Bă, cresc la ciocul ăsta de 3 ani, bă, și de mica, bă. Na, mă rog, ăsta o fi... Asta sau ăsta o fi dacă-i fată, dacă-i... E fată, aparent. Deci asta e fată, ca să știți că... Hai, mă, dă umbră. Bă, dă umbră, bă. Bă, băiatule, bă, dar unde, bă, avea barbă, bă. Avea barbă, bă, și se scobea în nas, bă, și făcea biluțe și le arunca pe maică sa, bă. Bă, și era jegoasă, bă, și mirosea ceapă, bă, și acum uite-o leacă, bă.
Bă, da, bă. Bă, acum are și păr, bă, uite, are și breton, bă, uite, nu mai are bară, uite, are ce jolai n-are, bă, și avea bară mai mare decât a mea, bă. Bă, aveți grijă, bă, bă, aveți grijă, bă, e un semnal de alarmă ăsta, bă. Dacă ți-a apărut clipul ăsta le-a recomandat sau ai ajuns din întâmplare până aici, ai grijă, bă, ai grijă. E o atenționare, bă, pe care Dumnezeu a transmis-o prin mine, bă, pentru că Dumnezeu... E în fiecare, bă, Dumnezeu lucrează prin oameni, bă, și acum Dumnezeu a lucrat prin mine, bă. Hai și cu ultimul, bă, hai și cu ultimul. O avem pe Voronica asta care are 3 milioane de like-uri și trebuie să se întâmple ceva. Deci dacă ara... Man, ești prost! What the fuck, man? Deci era fața atât de transparentă, bă. Bă, și acum... Boom! What the fuck? Ai de cap, uite cum arată acum, bă, gen acum cu asta așa și dacă dau imediat click să moare și blond, are totul schimbat, bă. Da, cam astea au fost fetele, cam ăsta a fost videoclipul de ce să n-ai încredere în fete cu și redactat de Sneak Lucci. Un comentariu random pe care l-am văzut acum când făceam outro. Te culci cu Roxana, te trezești cu Gigel. Șacalor, am postat un super clip pe Timbar Fan Club. Vă las câteva secunde pe ecran și să aveți link-ul în descriere, bă, să vizualizați, bă, să vedeți cât de fain e clipul, bă. E umen. 3, 2, 1 și băgăm calul. Ok, 3, 2, 1 și... Wow, wow, wow. Nu uite la așa. Încet, încet, încet. Ce e acolo? Ce, să mă ajut? Încet. Vai de cauă, e mare, e mare, așa. Deci dacă faci intenționat așa, efectiv nu mai vorbesc niciodată cu tine, sincer acum. Da, bă, șacalor, cam asta a fost clipul, eu sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, e problema voastră. Eu v-am arătat și v-am atenționat ceva. Eu v-am pupat. Pa, bă!